A apărut un disponibil de fonduri europene la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, utilizabil pentru mijloace de transport puțin poluante. Noi avem deja un proiect, tot în colaborare cu MDRAP, prin care vom achiziționa pe fonduri europene cu o foarte mică cu Co finanțare, din, contribuție din partea noastră, 44 de autobuze cu motor electric. Ei bine, prin acest, această nouă oportunitate, o să achiziționăm undeva la 40-50 poate de trolei-buze și ele mijloace de transport puțin poluante.